Astronomul englez Jeremiah Horrocks a efectuat la 4 decembrie 1639 prima observație a tranzitului planetei Venus. Observațiile lui Horrocks i-au permis să dea o estimare bine argumentată a dimensiunii lui Venus, considerat anterior a fi mai mare și mai apropiată de Pământ, precum și să calculeze distanța dintre Pământ și Soare. Cifra indicată de el, de 52 de milioane de mile, era mult mai mică decât cea de 150 de milioane de kilometri, cunoscută astăzi, dar a fost mai precisă decât oricare altă estimare din vremea sa. În 1110, cruciații conduși de regele Baldwin al Ierusalimului și Sigurd, regele Norvegiei, cuceresc cetatea Sidon, care a devenit ulterior centrul unei importante signorii în cadrul regatului Ierusalimului. La 4 decembrie 1864, domnitorul României, Alexandru Ioan Cuza, a promulgat codul civil, intrat în vigoare la 1 decembrie 1865 și care a funcționat nemodificat până la 1 octombrie 2011, de altfel fiind singurul act legislativ care a scăpat de schimbările comuniste. Agenția NASA trimite în spațiu, în cadrul programului Mercury, misiunea Little Joe 2, care transportă maimuța Sam, pentru a testa funcționalitatea sistemelor și efectelor adverse ale spațiului asupra oamenilor. Zborul a durat 11 minute și 6 secunde.